legătură cu Uniunea Europeană, n-au legătură cu politicile europene. De aceea eu cred că fiecare om responsabil, fiecare om politic are menirea de a face astfel de dezbateri și de a impulsiona viața noastră politică și publică pentru astfel de dezbateri. Sunt convins că după 25 de mai, după scrutinul electoral, echipa României va fi formată și din membrii UDMR, din partea UDMR, vor fi în Parlamentul European. Mobilizarea este extrem de importantă. Știm că în ultimii ani a existat oarecare dezamăgire privind soarta și viitorul Uniunii Europene. Noi credem că euroscepticismul nu are ce căuta. Cu toate eforturile noastre trebuie să trebuie să ne facem înțeleși. Trebuie să spunem că din punctul de vedere al societății, viitorul trebuie să fie și nu există altă cale decât în Uniunea Europeană, într-o Europa mai puternică și mai unită din punct de vedere politic, din punct de vedere economic, chiar și din punct de vedere administrativ. Dacă colegii mei, domnul Winkler, doamna Hegedus, domnul Vințe, domnul Antol vor să spună ceva, atunci vă rog frumos să permite să vorbească și odată am trebuit să încep cu acest lucru. Mulțumim pentru cei care ne-au susținut, mulțumim pentru cei care au semnat listele noastre și am putut să venim la BEC și să depunem lista candidaților noștri. Mesajul naționalist și ascensiunea partidelor de dreapta în Europa și dacă nu afectează campania electorală pentru europarlamentare, mai ales pentru minoritatea. Deci dreapta nu înseamnă naționalism. Nu trebuie să facem această confuzie. Deci dreapta poate să fie și o dreaptă, centru-dreapta, moderată, chiar foarte bine echilibrată, așa cum ne considerăm pe noi înșine, fiindcă și noi suntem centru-dreapta. În Partidul Popular European suntem de foarte mulți ani, avem un statut puternic și extrema dreaptă sau extrema stângă sau orice alt tip de extremă e altceva. Deci nu discutăm despre acest lucru. Eu sunt convins că în construcția europeană extremismul nu are ce căuta. Dar nu depinde de noi. Ce alege Franța, ce alege Italia, ce aleg alte state, nu e treaba noastră. Treaba noastră este România să nu aibă forțe extremiste în Parlamentul European, să nu aibă forțe extremiste în Parlamentul Național și să nu avem dezbateri care generează ură și conflict interetnic. Ce așteptezi de la Uniunea Europeană, UDMR-ul, ce așteptezi de la Parlamentul European? Sigur, discuțiile sunt foarte ample, dar din acest punct de vedere eu cred că Parlamentul European va deveni o putere reală pe termen mediu, pe termen lung în cadrul instituțiilor europene și așteptăm decizii care ne vor afecta în sens pozitiv, bineînțeles, ne vor schimba traiectoria și viitorul nostru în Uniunea Europeană. Din punct de vedere economic, din punct de vedere al drepturilor minorităților naționale, eu cred că Uniunea Europeană, instituțiile europene, trebuie să aibă în atenție și drepturile minorităților naționale. Și, domnule președinte, mai aveam o precizare. Înțeleg că UDMR mizează pe două locuri eligibile pe care cu siguranță le va câștiga la alegerile europarlamentare. Vreau să întreb de ce doamna Hegedus, de exemplu, nu se află pe un loc eligibil. UDMR-ul a avut întotdeauna o reprezentare mai puțin slabă din partea femeilor. Și nu știu, poate va intra și doamna Hegedus. Asta a fost decizia Consiliul Permanent. Noi acolo luăm deciziile cele mai importante, atât doamna Hegedus, cât și domnul Vințe, domnul Antal. Sunt oameni pregătiți și sunt convins că indiferent dacă vor fi în Parlamentul European, vor fi în instituțiile politice din România, secretar de stat sau în alte funcții, vor avea posibilitatea și au capacitatea de a demonstra că sunt oameni pregătiți. Sigur, când ești limitat la 7% din voturile.